Lucrătorul de mine ca chiciura de pădure. S-a legat dorul de mine ca chiciura de pădure. Chiciura s-a spădurat, eu de dor n-am mai scăpat, mă. Chiciura s-a spădurat, eu de dor n-am mai scăpat, mă. N-ar fi dragostea ca norul, n-ar mai îmbătrâni omul. N-ar fi dragostea ca norul, n-ar mai îmbătrâni omul. Dar dragostea e ca o piatră, când s-așează nu mai pleacă. Dar dragostea e ca o piatră, când s-așează nu mai pleacă. Foaie verde, sămulastră, micuță dragostea noastră. Foaie verde, sămulastră, micuță dragostea noastră. Ca o garofiță lastră, înflorită la fereastră. Ea înflorește dimineața, noi ne iubim toată viața. Bună seara! Bună seara, doamna văduva! Și v-aș îmbrățișa cu toată dragostea mea, dacă nu m-ar împiedica distanțarea asta. Considerați că vă îmbrățișez cu sufletul, vă mulțumesc că ați venit. Și să știți că de fiecare dată când vă întâlnesc, n-am să uit clipa aceea a unei adolescente primită în casă de Maria Văduva pentru a-i da niște cântece. Mă înclin și vă mulțumesc tare mult și acum. Îi mulțumesc talentatei noastre prahovence că s-a gândit la mine ca să o sprijin. Și din tot sufletul meu încerc să o sprijin cu tot ce este autentic la noi în Prahova și dacă perseverează, precis câștigă. Mulțumesc din suflet! Mulțumim! Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! Grigore Leșe, vă rog! Să spun, nu știm niciodată când apar valorile. Apar la nimereală. Doamne dă să aibă șansa asta și să fie un început glorios. Că este un drum greu. Dumnezeu să-ți ajute. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim! Elize Stan, vă rog! Mie mi-a plăcut mult Flavinia, pentru că are o distinție, o atitudine specială, o eleganță și în priviri, dar și în maniera de interpretare. Ea cântă cu știință. Nu pot să spun decât succes, îți doresc din toată inima. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! Concurența e destul de acerbă astăzi, pentru că mai avem încă un gen ca ea, așa. Uneori e păcat că am mai avut acest ghinion și la alte serii, că s-a întâmplat să fie două sau trei fete toate talentate, știi? Și a trebuit să sacrificăm două dintre ele. E concurs, așa. e tragere la sorți. Cum au picat, așa au picat. Bine. Bun, mulțumim foarte mult, mi-a plăcut duetul acesta. Da. Bun, Niculina, te rog. Foarte frumos. Iar prezența doamnei lângă tine a întregit tabloul ăsta frumos din Prahova, aceea regală despre care vorbeam, emoțiile Iulianei și eu sunt convinsă că ori de câte ori vine o prahoveancă,
sufletul ei vibrează așa cum vibrează la mine când e vorba de Oltenia mea frumoasă, de mehedințul meu perfect. Mi-e drag și pentru că sunt foarte rari, da, foarte rari, da, tinerii care se apucă de drumul ăsta. Da. Ori ea e un om instruit, e un om școlit, da, și are șanse, așa cum spunea și domnul profesor, să facă treabă în domeniu pentru noi toți. Cornelia Rednic, te rog. Da. A fost o poveste frumoasă și ne-a plăcut mult. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi, Lavinia, succes! Ne revedem. Mulțumim. La proba a treia. Succes! Mulțumim.